ce Rebel și Elena anunțat în luna aprilie că au decis să se despartă. Cei doi erau împreună de 16 ani și părea că nu vor ajunge vreodată la separare. Între timp, artistul și-a refăcut viața de câteva luni, în timp ce fosta lui soție spune că divorțul a venit pentru ea cu mai multe lecții, unele dintre ele legate de faptul că trebuie să se pună pe primul loc. Elena recunoaște că au fost certuri în căsnicia lor, dar nu asta ar fi dus la separare, susține ea. Fosta soție a lui Cerebel spune că, de fapt, au evoluat diferit în căsnicie și atunci s-ar fi produs ruptura. Ar fi încercat amândoi să-și salveze relația, dar și-au dat seama că ar fi mai bine să se despartă. E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea se implică în creșterea copilului. Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluție. Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc. Elena Viscu spune că în timpul căsniciei a uitat de ea și a pus familia pe primul loc, ca mai apoi să-și dea seama că trebuie să aibă timp și pentru ceea ce își dorește. Fosta soția lui Cerebel spune că acum, după divorț, vede altfel lucrurile și că s-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. Crede și mai mult în univers și în faptul că în viață primește lucrurile de care are nevoie. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.